Căminul în care și are sediul secția de box de la CSM Oțelul a fost în mare parte dezafectat în ultimele luni, urmând să intre în 2011 într-un serios proces de reabilitare. Sala va fi și ea renovată, iar într-o încăpere adiacentă va fi montată o saună pentru sportivi. Dincolo la CS Târgoviște s-au îmbunătățit vizibil condițiile de pregătire. Vă așteptați și dumneavoastră la o îmbunătățire? Da, ne așteptăm. Avem promisiunea din partea combinatului că ar spune că de-aia s-au și dat afară studenții, să aici să facă un hotel pentru oamenii lor de la conducere și noi aici să ne îmbunătățească sala, să ne facă și noi sala, bazinul, saună, că știți, aici am avea condiții dacă s-ar pune la punct cu sala și cu bazinul, cu saună, cu tot. Restul am avea condiții extraordinare. Atât că nu o să poată să ne facă un ring, dar cu toate condițiile astea vitrege care sunt, totdeauna noi am fost, cum să zicem, în frunt de acolo, nu ne-am lăsat. Am avut ambiție să muncim, să ne străduim, să aducem rezultate bune, atât pe plan național cât și internațional. Vă așteptați ca sportivii noastre să fie premiați la Gala Sportului Dâmbovițean după aceste rezultate? Da, mă aștept ca să am sportivi premiați în primii 10 sportivi ai județului și pot să vă dau și nume la câțiva care sper 100% să fie. În primul, Bol Gabriela să fie premiată, Cristia Cătălin și Lungu Andrei.